Întotdeauna au fost intrigat de lume de sub suprafață, mai exact, de deep web. În calitate de expert în securitate cibernetică, abilitățile mele erau cele mai mari aturi ale mele. În timp ce mi-am câștigat reputația de a fi unul dintre cei mai buni, făceam orice, de la testarea vulnerabilităților unor site-uri web obscure până la spargerea conturilor la cerere. Se poate spune că eram un fel de mercenar în lumea cibernetică, Într-o dimineață rocoroasă de toamnă am primit un mesaj criptat care mi-a oferat o slujbă. Expeditorul pretindea că este de la o corporație mare, una pe care o cunoșteam foarte bine. Vreau să testez apărarea rețelei lor, era o provocare căruia nu am putut rezista. Mi-a transferat jumătate din suma promisă într-un cont ca avans, suma era substanțială. Ar fi trebuit să fie primul meu indiciu asta. Am început cu elementele de bază, recunoașterea. Timp de câteva zile am cutreiera perimetrul exterior al fortărețelor virtuale, căutând o cale de intrare. Era una dintre cele mai forbindabile rețele pe care le-am întâlnit vreodată. Dar după o săptămână de trudă, am găsit o mică portiță în stratul lor exterior. Cu fiecare oră mi-am documentat progresul, fiecare încercare, fiecare cod, fiecare mișcare. Clientul meu a fost clar, dorea o înregistrare a fiecărui pas. Astfel puteau remedia orice vulnerabilitate mai târziu. Odată ce am trecut de firewall-ul inițial, lucrurile au început să devină ciudate. Fișierele și bazele de date erau ceea ce întâlneam de obicei în astfel de proiecte, dar acest lucru era diferit. Am dat peste o serie de videoclipuri. Din date profesională am deschis unul. Am părut o fereastră care redea un feed alb negru. Puteam vedea o cameră slab luminată cu o masă în centru. Semăna cu una dintre cele camere de interogatoriu pe care le vezi în filme. Acolo erau oameni cu întrăsături întunecate care le făceau altora lucruri de nedescris. Fiecare filmuleț era mai grotesc și mai tulburător decât precedentul. Am vrut să mă deconectez, dar nu mă aflam mult prea adânc. O parte din mine a raționalizat că acestea erau doar videoclipuri puse în scenă, create pentru a descuraja hackerii. Dar o altă parte din mine, care a văzut cele mai întunecate colțuri ale Deep a avut o altă părere. Pe măsură ce m-am scufundat mai adânc în rețea, am descoperit un sortiment de înregistrări, jurnale și tranzacții deranjante. Existau plăți efectuate de către părți necunoscute, liste cu sume, unele dintre ele le-am recunoscut de la știri ca fiind persoane care dispăruseră în mod misterios și comunicări criptate cu diferite locații nedezvăluite din întreaga lume. Orarea a lovit cu adevărat când am dat peste o transmisiune în direct, o cameră asemănătoare cu cea din videoclipuri, dar de data aceasta puteam auzi strigăte înfiorătoare ale unei persoane de pe masă. În live stream, o voce distorsionată vorbea Bine ați venit în rețeaua noastră, sperăm să vă bucurați de priveliște. Dintr-o dată, ecranul meu a pâlpâit, un aflux de malware mi-a atacat sistemul. Îmi detecta sărăbreșa și încercau să mă urmărească. Inima mea a sărit. Fiecare mișcare a mea putea să mă expună sau, mai rău, să sfârșesc pe una dintre cele mese. Primul meu instinct a fost să mă deconectez, dar mi-am dat seama că s-ar putea să fie deja pe urmele mele. Am executat rapid mai multe operații de momeală, trimitând adrese IP false în diferite direcții. A durat ore dar am reușit să ies din sistemul lor, lăsând în urmă o multitudine de piste false. Transpiram iar degetele între mora pe tastatură. În acest orice urma activităților mele și am închis totul. În câteva ore, restul plății a fost transferat în contul meu, urma de un mesaj. Vă mulțumim pentru serviciile dumneavoastră, Apreciem dedicația. Sperăm că înțelegeți nevoia de confidențialitate. Cel mai bine ar fi să uitați ceea ce ați văzut. Eram în stare de șoc și de teroare în ce mă băgasem. Enormitatea descoperirii mele a cântărit greu asupra mea. Să mă duc la autorități, dar eu acționasem în umbră timp de ani de zile. Existau lucruri în trecutul meu care ar putea să mă ducă la închisoare. Așa că paranoia a început să crească odată cu timpul. Fiecare mașină care trecea pe lângă mine, fiecare privire a unui sărăin, fiecare telefon a așteptat îmi făcea sângele să mă înghețe în vene. Într-o noapte am primit un pachet, fără o adresă de retur. Înăuntru era o singură pană neagră și cu un bilet. Suntem cu ochii pe tine. Mi-am dat seama că nu aveam de face cu o corporație obișnuită. Era ceva mai mare, mai sinistru. Avea o rasă de acțiune foarte mare, iar acum eram pe radarul lor hotărât că viața mea era în pericol, mi-am împachetat lucrurile esențiale și am dispărut. Mi-am lăsat în urmă identitatea, trecutul și tot ceea ce știam. Am devenit o fantomă, mutându-mă dintr-un loc în altul, verificându-mi mereu spatele. Până ziua de astăzi trăiesc cu frică, știind că ei sunt acolo, privind, așteptând să fac o greșeală. Împărtășesc această poveste ca un avertisment. Există lucruri în umbra lumii cibernetice care sunt mult mai înfricoșătoare decât orice cod sau malware. Uneori cele mai întunecate orori nu sunt cele pe care le găsim noi, ci cele care ne găsesc pe noi. Nu mi este străină ideea că copiii intră în necazuri. La urma urmei, anii adolescenței mele au fost marcați destul de destule Așa că atunci când fiul meu, Aiden, a ajuns la vârsta adolescenței, m-am pregătit pentru de obișnuite. Petreceri până în târziu noapte, sfidarea autorității, poate chiar și o băutură sau două pe furiși. Dar ceea ce am găsit a fost dincolo de cele mai negre temeri ale mele. Totul a început destul de inocent. Aiden fusese neobișnuit de preocupat cu laptopul său, un companion constant în camera sa. Am atribuit acest lucru curiozității adolescentine și naturii sale de expert în tehnologie, în evoluție. Într-o zi a sosit un pachet necunoscut. Exteriorul său nu era remarcabil, cu excepția unui singur logo ciudat, un simbol complicat ca o spirală înconjurată de cifre slabe, cântătoare. Când am ridicat, s-a simțit ciudat de greu. Adresa de retur era o serie de numere, un cod despre care am aflat mai târziu că era o locație de pe Deep Web. Atunci am început să devin curios. Aiden, pe Deep Web, o recumpăra droguri? Cu toate acestea nu am vrut să trag concluzii pripite. În acea seară, în timp ce bucătăria era îmbâxită de mirosul de pui prăjit, am abordat întâmplător subiectul. Hei, ai uh, a venit un pachet pentru tine. Arată destul de ciudat, Aiden, a început invizibil. Îl voi verifica mai târziu, dar nu a făcut-o. Pachetul ăsta ne-a atins zile întregi. Într-o seară cu Aiden la un prieten, îngrijorarea și curiozitatea au pus stăpânire pe mine. M-a hotărât să-i verific laptopul. Cunoscând mi fiul, i-am cu ușurință parola. Ceea ce am găsit acolo nu erau lucrurile obișnuite ale unui adolescent, erau pagini peste pagini de simboluri criptice, ritualuri și furăuri întunecate unde utilizatorii vorbeau despre sacrificii și loialitate eternă. Numele unui site m-a înfiorat, cercul celor abandonați. Aiden îl marcase la favorite și era chiar site-ul de unde venise pachetul. Pe măsură ce am săpat mai adânc, am descoperit videoclipuri, Într-unul dintre ele, figuri cu cagule stăteau în jurul unui altar, cântând în o limbă pe care nu o puteam înțelege. Scena era luminată doar de lumânări, dar era clar ce se întâmpla. efectua un fel de ritual întunecat. Inima bătea cu putere, drogurile ar fi fost mai ușor de gestionat decât asta. m am să-l confrunt pe Aiden. În acea noapte i-am arătat ce am găsit, Fața lui sagului de culoare. Tată, eu nu credeam că se va ajunge așa departe." Am mătorisit, ceea ce începuse ca o curiozitate legată de misterele oculte, îl absorbise în lumea cercului celor abandonați. Un cult din adâncul rețelei care ademenește persoanele vulnerabile cu promisiuni de cunoaștere și putere. Apoi a spus ceva care m-a cutremurat. Cred că vor să iau parte la un ritual. Dintr-o dată pachetul ne-a atins, a căpătat sens. Făcea parte din inițierea lui, am decis să-l deschidem. Înăuntru, pe lângă o robă neagră și groasă, era un bilet. A se purta în noaptea lunii sângerii. Vă așteptăm. Pe măsură ce greutatea situației ne apăsa, am decis să căutăm ajutor. Ne-am adresat poliției locale, ne-au ascultat, dar au fost și sceptici, considerând că era doar o farsă elaborată. Rețeaua profundă era greu de urmărit și erau necesare dovezi tangibile. Simțindu-ne neajutorat și temându-ne pentru siguranța al lui Aiden, am decis să ne mutăm. Am simțit că era cea mai bună modalitate de a tăia legăturile cu orice se implicase în acest lucru. Dar ei erau cu un pas înaintea noastră. În noaptea dinaintea mutării noastre, în timp ce eram înconjurați de cutii împachetate, am auzit. Cântece, de afară. O mare de figuri cu cagule ne-au înconjurat casa cu lumânări în mână, lumina pulpăitoare aruncând umbre sinistre de la fereastră. Eram prins în capcană. Cântecele au devenit mai puternici, atingând un ton fervent. Pentru cei abandonați, pentru cei aleși, repetau ei. O piatră a spart fereastră sufrageriei noastre, un bilet legat în jurul ei scria, rezistența este inutilă. S-a instalat panica, am cuia fiecare ușă, fiecare fereastră, iar telefonul fix era mort și în mod ciudat semnalele telefonului meu mobil erau bruiate. Pe măsură ce treceau orele, scandările deveneau tot mai frenetice, ne-am ascuns în subsol rugându-ne să plece. Pe măsură ce se apropiau zorii zilei, s-a întâmplat ceva de neconceput. Ușa din față s-a deschis scârțind. Era înăuntru. I-am auzit conversațiile lor murmurate. Pașii lor. Îl căutau pe Aiden. Aveam nevoie de un plan și repede. ne am amintit de un vechi tunel pe de la subsol până în garaj, construit în perioada prohibiției. Puteam scăpa pe acolo. Mișcându-ne în liniște, Aiden și cu mine am ajuns în garaj. Pe când eram pe cale să ne facem mișcarea, o voce a răsunat Nu există scăpare de noi Dintr-o dată farurile au strălucit Un convoi de vehicule de poliție au invadat alea noastră Vecinul nostru care a văzut adunarea unor chemase Membrii cultului s-au împrăștiat Dar nu înainte de a lăsa un mesaj înfricoșător de cu roșu pe peluza noastră Cercul rămâne neîntrerupt Urmările au fost neclare mulți au fost arestați, dar membrii de bază, inclusiv liderul, au rămas în libertate. Site-ul a dispărut fără să lase nicio urmă. Ne-am mutat departe, luându de la capăt, dar cicatricile au rămas. Seara, fiecare umbră ne amintește de acea noapte îngrozitoare, de cât de aproape am fost de a pierde totul, și chiar acum, în liniștea nopții, mă trezesc uneori la sunetul slab a unor cântece îndepărtate. Cu mulți ani înaintea mea, m-am aventurat inițial în adâncurile internetului din pură curiozitate. În timpul zilei, eram un profesionist IT, gestând securitatea rețelei pentru o firmă de renume. Noaptea am devenit altcineva, un explorator al abisului digital cunoscut sub numele de Deep Web. Totul a început când am dat click pe un link cu o ceapă de pe un forum. Acest link, învăluit în mister și, fără avertismente, a acționat ca un apel de sirenă, împotriva bunului meu simț am decis să explorez, navigarea pe Deep Web ar fi fost ca și cum aș traversa un ocean vast, ne ca smoala cu insule pline de conținut împrăștiate cu risipă. La început am găsit la ceea ce mă așteptam, site-uri care vindeau bunuri licite, bloguri personale ciudate și diverse forumuri de hackeri. A fost intrigant, dar nimic nu a fost profund și șocant. Într-o seară, în timp ce navigam printr-un labirint de linkuri, am descoperit un chatroom numit Echoes. Părea destul de ciudat, așa cum m-am alăturat. Utilizatorii de acolo păreau să discute întrebări filozofice, evenimente istorice și teorii ale conspirației. Destul de inofensiv. Dar cu cât stăteam mai mult, cu atât lucrurile deveneau mai ciudate. Un utilizator cu numele de Whispering Eye mi-a trimis un mesaj privat. Primul lor mesaj a fost o întrebare neliniștitoare. Îl auzi tu? Confuză a răspuns. Pe cine s-aud? Ecourile a răspuns el. Cele din cealaltă parte. M-am gândit să plec, dar curiozitatea mea morbidă m-a reținut. Despre ce vorbești?" am întrebat. Ui, sperind că ai mai trimis un link." Ascultă și pe înțelege. Acum, fiecare instinct îmi striga să nu dau click, dar uneori, curiozitatea e ca un lanț în jurul gâtului care te trage inexplicabil spre abis. Am dat un click. Site-ul a încărcat un player audio cu o singură piesă. M-am pregătit și am dat drumul la ea. A început ca un zgomot alb, de genul celui pe care îl auzi când un radio caută semnal, dar încet șapte slabe au apărut în fundal, nu erau șapte normale, erau distorsionate, cu eco, creând o senzație de neliniște în stomac. Apoi, inconfundabil, o voce s-a desprins. Vă vedem! Am trăit înapoi de la computer îngrozit, am închis imediat browserul și m-am deconectat de la internet. Șaptele sinistre încă îmbrăsunau în urechi, nu am reușit să dorm în acea noapte. A doua zi de dimineață am ețit și cu nervii în incidentul ca pe o farsă sau un proiect artistic pervers. Am decis să evit internetul pentru ceva vreme. Zilele s-au transformat în săptămâni, dar ecourile acelei voci nu m-au părăsit. Mă simțeam ca și cum mi-am urmărit, ca și cum umbrele zăbroveau chiar la vedere. Într-o seară, în timp ce lucram până târziu, am primit un e-mail anonim. Subiectul scria, îl auzi? Iar corpul e-mailului conținea doar un link. M-am blocat, împotriva oricărui raționament în click pe el. A apărut același pe el audio, dar de data aceasta șaptele erau mai puternice, mai insistente. În timp ce mă strudeam să le înțeleg, am simțit o respirație rece pe ceafă. Întorcându-mă, nu am văzut nimic. Biroul era gol, doar o notă lipită pe un monitor mi-a tras atenția. Nu fusese acolo înainte. Pe ele erau muzgălite cuvintele, ecourile nu uită niciodată. Paranoia m-a consumat. Am început să văd umbre la marginea vederii mele. Noaptea auzeam șoapte slabe care răsunau în liniștea apartamentului meu. În disperare de cauză am decis să mă întorc la chatrumul Echo, în speranța de a mă confrunta cu Whispering Guy. Și spre surprinderea mea, camera de cea dispăruse. Cu toate acestea, mă aștepta un alt mesaj de la un alt utilizator numit Silent Echo. Acesta scria, nu trebuia să scoți. Acum ei te cunosc. Ești unul dintre noi. Panicat am răspuns, Cine ești tu? Ce vreți de la mine? Silent Echo a răspuns, nu cine, ce? Suntem ecouri, rămășiți de suflete pierdute în lumea digitală și acum ești conectat la noi. Părea absurd, dar evenimentele tulburătoare pe care le trăisem făceau ca acest lucru să fie greu de respins. Am ripostat cu un rub legătura, o pauză lungă. După am primit răspunsul. Găsește sursa, distruge-o, Hotărâs să pun capăt coșmarului. Mi-am folosit toate abilitățile pentru a depista originea sunetului. Acesta ducea la un server aflat într-o clădire abandonată din orașul meu. În arma cu un baros și mâna de frică am pătruns în locul decrepit. În subsol, în mijlocul degradării, se afla un server modern. Lângă el se afla un jurnal. Acesta aparținea unui inginer audio care făcuse experimente de captare a fenomenelor vocale electronice. El credea că a găsit o modalitate de a comunica cu amprente digitale ale sufletelor. Ultima semnare spunea Nu sunt doar ecouri, sunt înfometați. Înțelegerea a început să apară, deschise din greșeală o poartă, iar aceste entități acum erau conectate cu mine. Am făcut severu bucăți, sperând să l legătura. Zilele s-au transformat în săptămâni, apoi în luni. Șoaptele au dispărut și umbrele s-au retras. Viața și-a recapătat o aparență de normalitate cu toate acestea, uneori, în liniștea nopții, aud ca un ecou slab, o amintire subtilă a abisului, care se ascunde la doar un clic distanță.